Primul lucru, dragii mei, pe care bogatul acesta din pildă l-a făcut prea târziu. Ascultați-mă. Versetul 23. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, primul lucru, și-a ridicat ochii, unde? În sus. S-a uitat în sus. Vreau să vă spun, dragii mei, că cerul, când te uiți la cer din iad, nu mai e albastru. E cenușiu, cum spunea Bacovia, e de plumb. Toată viața, bogatul s-a uitat în jos. Zice, mă, papucii ăștia, ăștia și ei mai scump din Israel, că eu numai de ăștia mi-au, zice. Costumul ăsta mi-au, zice, chitanțele mele, facturile mele, toată viața, bogatul s-a uitat în jos. Într-o zi a ajuns în iad și a dat seama că singura scăpare ar fi undeva în sus și s-a uitat în sus. Dragii mei, vreau să vă spun ceva astăzi foarte important. E târziu să te uiți spre cer din iad. Vreau să vă pun întrebarea, când vă sculați dimineața, la ce vă uitați primul lucru? Ca să sune spiritual, unul dintre voi zic la cer. Hai să vă zic eu la ce vă uitați primul lucru dimineața. Dimineața când te trezești, deci toată noaptea Dumnezeu ți-o pregătit binecuvântările pentru a doua zi. Și tu dimineața când te trezești așa faci. Nu faceți nimeni așa, nu? Să văd ce m-a spus prietenul, ce m-a spus prietena, mama. Înainte de orice, ar trebui să ne plecăm lângă pat. Să vedem ce are să ne spună Dumnezeu. Noi toți spunem, te iubesc, Iisus, îți dau tot, tot îți dau. Dumnezeu vrea să vadă asta în fiecare zi, că îi dai tot. Știți, de unde vine cuvântul om? De la cuvântul antropos, care înseamnă ceva extraordinar, înseamnă cel care se uită în sus. Niciun animal nu se uită în sus. Omul e mai presus ca animalele. Omul e singura ființă care se uită în sus. Într-o zi o zis David, îmi ridic ochii spre munți. De unde va veni ajutorul? Nu de la munte, nu de la Everest. Ajutorul vine de la cineva care stă mai sus de munte. Pe un alt munte, pe muntele Sionului. Ajutorul meu vine de la Domnul. Nu de la medici, că medicii dau rețete, Dumnezeu dă vindecare. Banca îți dă bani, să zic o mașină sau o casă. Liniște în casă îți dă numai Dumnezeu. Unde te uiți în fiecare zi? Suntem tot cu ochii în telefoane, suntem tot cu ochii pe calculator, suntem tot cu ochii în reviste, la știri. De ce ProTV-ul și Antena și toate prostiile astea de canale? Că pe canale numai mizerie curge, nu? Canal, nu? De ce dau numai vești rele? Violuri, crime? Numai lucrurile astea dau. Pentru că diavolul vrea dimineața să-ți umpli mintea cu asta. Că sigur apoi nu te mai gândești 18 ore la cer. Pentru aia. Oameni buni, vreau să vă spun astăzi ceva foarte important. Ochii noștri se uită acolo unde inima are ceva de preț. Acolo. Unde e comoara voastră, acolo e și inima voastră. Am văzut patron când trecea pe lângă o bancă anume, se uita la banca aceea pentru că avea câteva zeci de mii acolo puși în bancă. Nu l-am acuzat. E normal să te uiți la banca aceea, să nu dea faliment mâine, că ți-ai pierdut tot. Vreau să vă spun că este o bancă. Se numește Banca Cerească pentru Dezvoltare. Care nu dă faliment niciodată. Pentru aia spune Iisus Hristos că în cer nu trebuie să-ți fie frică. Ascultați-mă. În cer nu o să mai fie chei. În cer nu mai există lacăte. În cer nu mai există antimolie, știi, să nu putrezească costumul, să nu miroase urât. Nu. Pentru că hoții nu intră în cer. Să știți clar asta. Hoții rămân afară. Pentru aia cel mai bine e să investești sus. Sus. Cămașa care ai dat-o numele Domnului, dar nu aia care nu mai porți, știi că e veche și nu mai... Nu? Prin harul Domnului ne ocupăm cu cei săraci în țară. Anul trecut am primit 200 de saci de haine, din care 50 o trebuie să arunc la gunoi. În numele Domnului am primit, să dea mai departe.
Ați înțeles, nu? Pentru Domnul, zice. Cămașa aia care e murdară, zice, care e roasă în coate, zice, o dau în numele Domnului. Cămașa aia o dau. Din 200 de sași, 50 de sași am aruncat la gunoi, oameni buni. Pentru că asta facem cu Dumnezeu. Îi dăm restul, ce ne-a rămas de la șaoarma, știți? Deci, nu te uita că șaoarma a fost 7 lire. O rămas 3 și hai să dau la Iisus. Bă, zice, ce m-a rămas până dulap, zice? Hai să dau la Iisus. Oameni buni, ascultați-mă ce vreau să vă spun astăzi. Într-o zi ne vom întâlni cu ce am făcut. Cu ce am făcut pentru Domnul. Dă-i lui Iisus ceva mai de preț decât ai dat copiilor tăi. Dă-i lui Iisus ce e mai bun. Nu-i da resturi. Și atunci o să te uiți în sus, că acolo o să ai cele mai mari valori. Noi cântăm o cântare care spune, dar nu știu dacă e adevărată, te aștept Iisuse privind pe sport.ro. Băieți, nu? Te aștept Iisuse. Nu. Te aștept Iisuse privind spre ceruri. Uitați-vă în lumea în care trăim. Diavolul va face orice. Să-ți dea salarii mai mari, să-ți dea mașini mai multe și case mai faine. Pentru că diavolul vrea un singur lucru. Poți să vii la biserică toată viața, dacă te uiți în jos în fiecare zi, n-ai făcut nimic. Eu am văzut oameni necăjiți că cineva le-o zgârea mașina, dar care nu erau necăjiți, că pe Biblia asta era praf pus de două luni de zile. Am văzut tineri care atunci când și-au pierdut telefonul, au intrat în panică. Bă, zic, dar unde zici? Dar dacă ți-ai pierdut lacrimile din ochi, de ce nu intri în panică? Frați și surori, stimați tineri, oare e adevărată cântarea care o cântăm? Te aștept, Iisuse, privind spre ceruri să văd dacă nu vii. Auziți strofa a treia. Când dimineața dispare ceața, din pat am tresărit. Mă zgol de grabă și ce fac primul lucru? O zis poetul, zice, mă duc să trag drapeliile. Mă duc să mă uit la vecinul meu, la bătrânul ăla care se roagă 3 ore pe zi, să văd dacă ăla a plecat, e clar că fără răpire. Dacă îl văd pe ăla că mai sapă în grădină, înseamnă că Dumnezeu îmi mai dă și mie o șansă încă. Când dimineața dispare ceața din pat, m-am ridicat, mă scol de grabă, privesc afară să văd dacă nu vei. Dragi surori, vreau să vă pun o întrebare. Când ați făcut ultima dată lucrul ăsta? Nu cumva primul lucru care îți faci dimineața, faci ca și bogatul, intri pe online banking să vezi dacă nu ți-o plătit factura șeful. La voi e greu aici în Anglia, că în fiecare vineri primi salariul. E foarte greu de voi. Voi credeți că e ușor așa? E greu. Trebuie să stați bine cu ultima rată a Duhului Sfânt, care se numește înfrânarea poftelor. Dar te uiți, vineri dimineața, bă, mă intra banii, zice. Dragii mei, ascultați-mă bine ce vreau să vă spun astăzi. Eu nu vreau să mă uit din iad la cer. Eu vreau să privesc de aici, la cer. Ce vezi în fiecare zi? Era Ștefan într-o zi în fața bisericii. Numai că frații nu l-au chemat la masă după ce au predicat. Mă tot gândesc cum rezistăm noi predicatorii 10 de ani să predicăm. Și eu am putut doar rezista 6 luni sau câteva luni, oricum. Ștefan a rezistat și el, nu știu, câteva luni, câțiva ani. Pentru că oamenii nu îl suportau. Și ascultați-mă, l-a tărât afară și a aruncat cu pietre spre el. Vreau să vă spun, spre voi, să vă întreb, spre voi oamenii aruncă cu pietre? Dacă ești lumină, m-a plăcut foarte mult gândul care se spune aici și vreau să fac o paranteză despre acest gând. E cel mai ușor să fii candelabru în biserică. E cel mai ușor să fii lumânare printre candelabre, știți? Asta e cel mai simplu. Dumnezeu te cheamă să fii lumină. Știți unde? Cel mai mult. În lumea asta întunecoasă din jur. M-am tot gândit, am acasă o lanternă. Eu înainte să ies afară în noaptea, când mă duc la câine sau la gar sau la ce am nevoie pe afară, să pun lemne în centrală, eu n-aprind lanterna afară, eu mai întâi o probez în casă. Dacă nu arzi aici mai întâi, n-ai cum să arzi afară. M-auziți, bă? Dacă nu ești lumină mai întâi aici,
Și n-ai cum să fii lumină dacă vii la jumătatea programului și pleci la fără 10. N-ai cum să fii lumină dacă tu în timpul rugăciunii stai cu ochii deschiși. Ce zice ăla nemântuit care a intrat aici când vede că tu stai cu ochii deschiși? Ce, bă, ce să-l plictisesc ăștia la biserică? Oameni buni, dacă la biserică mă plictisesc, ce o să fac o veșnicie cu Iisus? Ce o să faci?